trecută ca și săptămâna trecută. Îi rog pe domnii Uhrin și Stanciu să vorbească în avanpremieră despre jocul de duminică și după aceea întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc. Určitě nás nečeká jednoduché utkání. Moc sigurno nás čeká meč ušor. Hrajeme proti mužstvu, který je laděný hodně ofenzivně. Jugamo potřeba unei echipe care este construită foarte ofensiv. A to, že v podstatě získali jeden bod, neznamená, že hráli špatně. Iar faptul că acum n-au câștigat decât un punct, nu înseamnă că au jucat rău. My samozřejmě budeme s tou taktikou, aby jsme vyhráli doma. Însă noi vom merge cu aceeași tactica noastră, trebuie să câștigăm acasă. Nevím, jestli budeme hrát defenzivně, možná trošku budeme hrát i defenzivně, toto utkání. Nu știu dacă vom juca defensiv, poate în acest meci vom juca puțin mai defensiv. Nevím, jestli budeme hrát na dva nebo na tři útočníky. Nu știu dacă vom juca cu doi atacanți sau cu trei atacanți. Rozhodnu se až ráno před utkáním, jako vždycky. Însă mă voi hotărâ înainte de meci, dimineața, ziua meciului. Ale my nesmíme nic podcenit, protože my potřebujeme vyhrát, když jsem hrál od čelo tabulky. Însă nu avem voie să neglijăm nimic, deoarece jucăm pentru fruntea clasamentului. Domnul Daniel. Deși traversăm un moment bun, avem un examen dificil duminică contra Universității Craiova și nu ne lăsăm păcăliți de locul 13 pe care îl ocupă Oltenii în acest moment. Trebuie să ținem cont de faptul că din 21 de puncte acumulate până în acest moment, 11 le-au obținut pe terenuri adverse. Au marcat numai puțin de 16 goluri în jocurile disputate în prima parte a campionatului în deplasare. Aproape dublu, sau chiar dublu decât au făcut-o în teren propriu. O echipă care joacă, așa cum spunea și Dușan, într-un sistem ofensiv, cu frații Costea, Prepeliță, jucători importanți, nemai cu la socoteală Dorel Stoica, de fapt motorul echipei oltene. Între cei mai buni jucători mijlocași din campionatul intern. Ne așteaptă un joc dificil. De fapt, cum vor fi toate până la sfârșitul sezonului. Dar sperăm să trecem și peste acest hop deosebit de dificil, vă repet, pentru că, după cum bine știți, noi am avut probleme în prima parte a campionatului cu echipele din partea a doua a clasamentului. Într-un clasament neoficial, așa, al primelor 8 echipe, conducem detașat, echipa se motivează mult mai bine când are un adversar din primele locuri. Sperăm să... se preconizează și vremea frumoasă, sperăm să avem aportul suporterilor lângă noi, foarte important. Foarte important cum va fi și jocul de la Buzău contra Brăneștiul de săptămâna viitoare și sperăm că dacă trecem bine de aceste două jocuri să facem un spectacol atât pe teren cât și în tribune la jocul cu Steaua. Și noi cei din conducere ne-am gândit și cu siguranță vă vom da la timp informațiile despre ceea ce pregătim la meciul cu Steaua. Firește întrebări din partea dumneavoastră acum. Samozřejmě může, proč ne? Se poate, de ce nu? Musíme to utkání vyhrát. Trebuie să câștigăm acest meci. A musíme udělat všechno pro to, aby jsme ho vyhráli. Tady nejde o to, jestli budeme hrát ofenzivně nebo defenzivně. Și trebuie să facem totul ca să-l câștigăm. Aici nu merge că jucăm ofensiv sau defensiv. Ale musíme hrát tak, aby jsme vyhráli. Nu depinde de aceasta, ci doar de faptul și unicul scop trebuie să câștigăm. Aș completa pe Dușa, important în acest moment. Am intrat în linie dreaptă, important este să câștigăm fiecare joc. Contează mai puțin, normal te adaptezi ca stil de joc, te adaptezi în funcție de adversar. Deci s-a plecat spectacolul pentru un punct, clar.
Pe mine ne interesează punctele și pe noi ne interesează în general punctele. Určitě nás nezajímá jeden bod, jako v tomhle utkání. Moc sigur nás interesuje za singur punkt na čest meč. Da. Trebuie să mai ținem cont de faptul că Universitatea Craiova este pe locul 13, este aproape de un loc de retrogradare și cu siguranță va veni și va vinde scumpielea la Timișoara și apropo că ești un tip care ții la statistică, știți foarte bine că în anii trecuți Universitatea a obținut rezultate bune. Statistica, din câte știu eu, la jocurile disputate în Timișoara e de partea noastră. Să luați măsuri speciale la frații Costea azi. Ei voi Ne, určitě na ně nebudeme hrát nějakou osobní obranu. No, moc sigur, nu vom face vreo apărare, vreo fază defensivă specială pentru ei. Ale budeme mít určitou přípravu na jiný hráče, který tvoří hru. Însă ne pregătim împotriva altor jucători, celor care construiesc jocul. Cine? Tăi, tot sigur. A spus mai devreme, în primul și în primul rând Dorel Stoica, jucătorul cel mai important din punctul nostru de vedere. E un jucător care participă activ atât în faza defensivă cât și ofensivă. Și de la el pleacă majoritatea acțiunilor. Credeți că în primele două etape Universitatea nu și-a arătat adevărata sau potențialul maxim? Este retribuție acolo să ne văd cazul de Silu. Já si myslím, že ukázali sílu svoji, že nehráli špatně. Jo, a spus, ještě mají devreme, cred, že šau arătat forța, nu cred, că au jucat rău. Získali sice jenom jeden bod, ale... Din păcate, pentru ei nu au reușit să câștige decât un punct. Ty utkání, podle statistik, měli o 100 přihrávek více než ostatní mužstva. Însă, dacă vă uitați pe statistici, puteți observați că au depășit suta de pase față de alte echipe. Dacă alte echipe și-au propus să ajungă lideri până le bași noastră, pe când aveți? Să-l vreți copilul să le refugi de capul lui Isto, așa n-ați față, nu știu să prieteni. Ia, așa ne prieteni cu bățini. Ți-a zis prieteni, să-mi vehrale. Nu îmi doresc absolut nimic, îmi doresc doar să câștigăm acum. Timișoara câte pase are acolo? Deci, statistica e foarte bună dacă te referi la jocul cu CFR Cluj. Nu, e mas nou, e ar jurnalist. A publicat gazeta, a publicat și gazeta. Nu știu dacă e aceeași firmă care se ocupă de monitorizarea meciului, dar cu siguranță CFR Cluj, Poli Timișoara, a fost considerat unul dintre cele mai bune meciuri din toate punctele de vedere ale campionatului. Și statistica nu este nouă favorabilă. La jurnalist m-a să nu vedeți, nu? Ia, dar n-au citit. Câte bilete ați spus la vândare? Câte că nu știu. Întrebarea asta chiar nu pot să răspund. Acum au fost peste 10.000, cu siguranță. Pot să zic după conferință. Excepția jucătorilor și problemele de cum ai semnat de probleme pe noi. Nu, Zico a avut ceva probleme, dar eu nu mă duc, dar e ok. A suferit o lovitură la gleză în jocul cu Cluj, de la Cluj, dar în mare toți jucătorii sunt ok. Ceea ce privește pe Zico, toată lumea dă deja golgheter în campionatul lui. Ne interesează mai puțin ce golgheter sau ce titlu personal obține Zico. Important e pentru noi să... că suntem un obiectiv. Apropo și legat de întrebarea de mai devreme, clubul și-a propus ca obiectiv în acest sezon participarea în Europa League. E adevărat că după acest parcurs bun, după 20 de etape, suntem singura echipă neînvinsă. Onor colegilor voștri care încearcă să ne pună într-o altă lumină. Faptul că după 20 de etape n-am pierdut niciun joc, cred că vorbește de la sine, cu sau fără Avram, cu sau fără nu știu ce alt arbitru.
și statistici făcute după ureche. Dacă totul va decurge normal, sperăm ca la sfârșitul sezonului să încheiem pe podium pe unul dintre primele trei locuri. Deci, la despre ce? Ce? Faptul că e nevoie să pornim 20 de ani. E o echipă puternică. Și ceea ce a demonstrat pe teren în jocurile cu Gazul și CFR Cluj, cred că joacă cel mai spectaculos fotbal din Liga 1, cel puțin după aceste două etape. Iar legat de greșelile de arbitraj, cred că unii dintre colegii voștri au fost penibili când au făcut acele statistici. Să spună că la jocul cu Rapidul sau cu Vaslui am fost avantajați de arbitri, chiar... Dar în sfârșit, dacă sunt obișnuiți cu... să schimbă portarul de la intrarea în stadionul Ghencea și dau pe prima pagină sau se așează în genunchi, lucru inedit în fotbalul din România și dai pe prima pagină, atunci e clar că presa sportivă, de fapt, e doar presa stelistă. Și avem 7 pagini, iar partida de la Cluj, care v-am spus toate statisticile, dau cel unul dintre cele mai bune jocuri din Liga 1, e tratată pe jumătate de pagini. Și faptul că Avram ne-a avantajat pe noi. Deși greșelile sunt elocvente și clare. În momentul ce nu anulezi un gol perfect valabil, acorzi un penalti la un fault în atac, și faci discuții interminabile pe două faze, două penalturi care, din punctul meu de vedere, personal, eu n-aș fi acordat, din toate trei n-aș fi acordat niciunul, dar nu sunt arbitru. Vorbim cu Marian Iancu, săptămâna asta, spunea că vrea să vorbească cu cineva. Nu, am discutat cu dumneavoastră. Și? Și am vrut. Probabil că mai devreme sau mai târziu o să afla și stenograme. Dacă vorbim, să mă lucrez mai mânge cu urmă. Cred că în curând o să dorești să afli și ce am discutat cu soția mea. Se poate astăzi? Se mângeresc. Vis-a-vis de invincibilitate, e acest lucru perceput ca o presiune bestiar? Marian Iancu a adevărat ieri că echipa trebuie să se Určitě skupina je pod tlakem, protože hrajeme doma za první. În primul rând, echipa este sub presiune, deoarece jucăm acasă. Doma musíme vyhrávat. Și acasă suntem obligați să câștigăm. To už dneska nemůžeme říkat nic jiného. Nu mai putem să spunem nimic altceva astăzi. Skupina musí být pod tlakem, protože máme nějaký cíle, které bychom chtěli splnit. Și echipa trebuie să fie sub presiune, deoarece avem niște obiective care trebuie să ne îndeplinim. Jestliže to neunese, tak nemůžeme hrát o čelo tabulky. Dacă această presiune nu reușesc să o ducă, să o gestioneze, înseamnă că nu sunt unii, să vorbim la mod general de echipă, pregătiți pentru a fruntea clasamentului. Záleží na jednotlivých hráčích, jak to vstřebají a na jejich velikosti a fotbalovým umění. Jo? Depinde de jucători, de calitățile lor, de mentalitatea lor. De cum se adaptează și cum gestionează. A když nejsou schopni hra o čelo, musí odejít pryč. Jo? Este logic că cei care nu sunt în stare să ducă această presiune, să joace pentru fruntea clasamentului, trebuie să-și caute în altă parte echipă. Echipa de acum e mai pregătită pentru fruntea clasamentului decât cea din Scupina. Scupina Vătăce, e pregătită? Ja nevím, jak byla předtím na tom. Nu știu dacă este mai pregătită, nu știu cum a fost înainte. My děláme všechno pro to, aby jsme je připraveni. Însă noi facem totul ca să-i pregătim. Sunt jucători care trebuie să înceapă să-și caute loc în altă parte? Sunt vrea ce că-i mușii de cinci de la Scupina, dar nu. Nu. Sunt jucători care pot mai mult, dar nu
Nu reușesc să ajung la condiția maximă, nu reușesc să ajung la condiția maximă, nu reușesc să ajung la condiția maximă. Poate din cauza lipsei experienței. Maximal, nu reușesc să ajung la condiția maximă. Tak samozřejmě hráči můžou dokázat víc než dokázali. Já si myslím, že máme kvalitní mužstvo. Moc sigur, jucători pot să demonstreze mai mult decât au arătat. Știm că avem jucători cu calități mult. Ale všechno se uvidí, jak to unesou. Prostě nemůžu vám říkat, že prostě unesou psychickou zátěž. Însă totul se va vedea pe parcurs, cum vor reuși să gestioneze această presiune. Nu pot să vă spun acum. Deci tu sam nevím, já neznám úplně. Că vor duce sau nu această presiune. Některý znám, tak ty vím, že to unesou, a některý neznám. Pe unii nu cunosc încă atât de bine, pe unii da, știu că mă pot baza pe ei, că sunt în stare să duc această presiune, au mai luptat, au mai fost acolo, în frunte. Některý to musí ukázat. Iar alții trebuie să le arate acest lucru. Noastră împărtășiți din frica președintele Marea Neamă, care a spus că e frică de o coaliție a țelului cu Steaua și Dinamo de Prima de Boli. Ce știi tăi, o să te duc în pamală, care o să se bunite, și spuluva de scopii, cu soțelul. Ne přemýšlím o tým. Mi to je nu mă interesează, nu este totul la... Hai să spui greu ce. Să se... combine cine vrea. O tactică mai defensivă ar putea însemna și implicarea unui alt sistem de joc decât cel de realitate. Și tactica mă rog, la sistem, e mai tot grup, că este rău de lucru. Eu știu nevoie. Știu nevoie. Încă nu știu. Já se musím rozhodnout a to rozhodnutí udělám před zápasem dopoledne. Trebuie să mă hotărăsc, iar această hotărâre o voi lua înainte de meci. Ještě mám 2 dni na to. Mai am 2 zile pentru aceasta. Jsme se připravovali na to, že jak budou hrát, jak bude hrát univerzita, na to jsme se připravili. Noi ne-am pregătit până acum vis-a-vis de echipa universității, asupra jocului lor, cum vor juca ei. A teďka musím dát ty nejlepší na hřiště, aby jsme dokázali vyhrát. În acest moment deja intrăm, ne concentrăm asupra noastră și decizia mea va fi să îi pun pe cei mai buni pe teren. Obiectivul a fost parcă 7 din 9 puncte. Da. În sedul de vedere. Eu nu am niciun obiectiv. Eu nu am niciun obiectiv de acest. Punct. De pe tot altul punct ferit. Da, a fost. Ne, my chceme tohle utkání vyhrát prostě. My ne dorím se pištíkám a čest meč. Jste klar. Nic jiného. Jiný káčeva. Pe noi ne interesează meciul. Am prăsc nouă Universitatea Craiova și din punct de vedere al sănătății stăm bine. Șeful Frans a fost de două jene. Vă pe dragoste, este o inovare. Mie ne zaima oțel. Nu mă interesează oțelul. Ne interesează Craiova. Mai ales că jucăm în data de 13 cu echipa după locul 13, dar avantajul nostru că e la ora 18. Nu, nu mai dați. Descopilul Smith staționați, Mihă de Ajută. Era prea cald. Să ce vrei să vă lăsați cu să mergi cu cetățul? Să-mi dăm și nu ani să-mi dați nevoie să mergi, vezi că premeșim deși mi-ai de acolo de otascu. Nu m-am gândit la acest aspect. Acum mă puneți pe gânduri când îmi puneți asemenea întrebări. Asi... musim la nea viți mluvit, pentru că ne rozumim mult. Probabil va trebui să vorbesc mai mult cu el, să discut mai mult cu el, deoarece nu înțelege română. Referiți la faza care s-a blocat cu Boga? Și se la faza de să-ți plăti cu Boga, nu, mi simt dacă și obeție. Cred că în general. Cât de mare e de chestia de mine? Nu cred că e care s-a blocat cu Boga?
Nu. Deci, repetați, vă rog. Cât de mare e impedimentul ăsta pentru el? Că cât de stați despre asta. Extrație? Da, nu. Prolii, atunci, gene, nu e mulți. No tak určitě mu to schází. Potřeboval by trošku rozumět. Je to výhoda pro hráče. Moc sigur, pentru o mai bună comunicare trebuie să învețe cât mai repede. Este un avantaj pentru jucător când cunoaște limba. Dar e adevărat că prima, sau jucătorii participă la cursul de limba, nu? Deci problemă, în Croație... No tak učí se individuálně někteří. Uvádí se individuál, oni. Já se neučím teďka. V momentu acesta nu. Já nemám čas vůbec. Nu am timp, destul. Ale kdybych se učil, tak už asi bych uměl. Însă în trecut m-am concentrat mai mult și sper pe viitor să reușesc să-mi fac timp. Și dacă aș reuși, în mod sigur aș învăța mai mult. Ei, mamă, și în cunătă. În momentul acesta nu pot să mă gândesc la acest aspect, la aceste lucruri. Aseară City a arătat că nu e invincibil, a trecut cu 2-0 la fiecare. Da, dar mai arătat și eu nu, dar e bătut și are Mám na to odpovědět, já nevím, co ti na to mám odpovědět. Trebuie să-ți răspund această întrebare, nu știu ce pot să-ți spun. La bunul mers al lucrurilor. Au fost momente bulversante când s-a întârziat și începerea pregătirii de iarnă. Nu știu cât de mult i-ar influența pe jucători, pentru că v-am spus, e un joc la care, ținând cont de poziția Timișoarei în acest moment, cred că orice adversar își dorește să obțină un rezultat cât mai bun. Mai ales că vin după două partide disputate pe propriul teren și de 6 puncte n-au reușit să obțină decât un singur punct. Dar cu siguranță poate exista o influență negativă asupra jucătorilor, gândindu-se bineînțeles și la viitorul lor, pentru că dacă decizia cu cele 7 milioane care trebuie plătite lui Victor Pițurcă rămâne în picioare, atunci e un moment delicat, foarte delicat pentru cei de la Universitatea Gara. Și bineînțeles, termenul de plată e destul de scurt, până la sfârșitul, maxim 2 săptămâni, trebuie să efectueze plata. Și chiar dacă atacă la TAS, din câte știu eu, trebuie plătit și după aia să ieși. Alte întrebări mai aveți? Da, Daniel, da. Dacă nu, vă mulțumesc foarte frumos. Ne vedem pe minim.